Cum am reușit? Cred că secretul este multă muncă și conștiinciozitate și educația pe care am primit-o de acasă și valorile cu care am fost crescută și principiile în urma cărora mi-am trăit viața. M-am născut într-o familie în care părinții mei mi-au spus că e foarte important să muncești, să-i respecti pe oamenii din jur, indiferent că au o funcție, nu știu, sunt femei de serviciu sau sunt directorii unei companii. Și cred că respectul e cel care te face să primești respect în schimb. Cred că a fost important că am început de jos și fiecare pas din cariera mea a fost făcut treptat. Și cred că a fost foarte important pentru că am avut timp să învăț lucrurile treptat, să capăt încredere în mine, pentru că eu eram exact la fel ca oricare alt om, fără încredere. Și cumva m-am confruntat și cu un lucru cu care se confruntă destul de multe femei frumoase, și anume că dacă ești frumoasă, presupun că nu ai foarte multe lucruri de spus. Și e o etichetă pe care oamenii ți-o pun, nu toți, evident, dar sunt foarte mulți oameni care ți-o pun, și câțiva ani buni a trebuit să mă confrunt cu acest lucru și să le demonstrez oamenilor că nu e așa. Și de foarte multe ori, când cineva îți spune nu-ți dau să faci lucrul ăsta, că este un lucru foarte greu și nu cred că poți să faci asta, încep să crezi și tu că nu poți să faci lucruri. Dar am fost foarte ambițioasă și totuși e destul de... E o nebunie ce am făcut la 20 și, nici mai aduc aminte, 20 și ceva de ani, când lucram în ProTV. Și la vremea respectivă să lucrezi în ProTV era ce puteai să-ți dorești mai mult de atât. Și simțeam că nu... Am început foarte frumos, am început cu ora 7 bună dimineața, care a însemnat enorm pentru mine. Școala pe care am avut, de care am avut parte acolo, a fost absolut incredibilă și mulțumesc acelei perioade. Dar după aceea am început să fac o emisiune despre modă în care accentul cădea pe imaginea noastră în emisiune și nu pe implicare. Și la un moment dat aveam senzația că stagnez și că trebuie să fac mai mult și nu eram lăsată să fac mai mult, drept pentru care am primit propunerea de la revista Viva de a lucra acolo. Totuși, îmi pare o nebunie să pleci de la ProTV, unde ești wow, și să te duci să fii un redactor de modă și frumusețe, nici măcar că la vremea respectivă mi s-a oferit postul de stilist. Și am renunțat la absolut tot, foarte mult. Și m-am dus și am început această meserie, să fiu stilist la o revistă și să încep să scriu. A fost foarte greu, pentru că nu scrisesem niciun rând în viața mea. Și când m-am trezit cu o bandă, cu un interviu luat pe o bandă și cu o foaie albă în fața ochilor, a fost absolut îngrozitor, pentru că nu știam de unde să încep. Mi-aduc aminte și acum, primul interviu pe care l-am făcut a fost cu Adriana Muraru. Era colegă cu mine la ProTV, iar acum e la TVR1. Și a fost ceva îngrozitor, adică nu știam de unde încep, cum să fie structurat interviul, cum se termină, și am avut foarte mult noroc, pentru că am avut niște colegi senzaționali de la Viva care m-au tratat ca pe colega lor și nu ca pe vedeta de televiziune care lucrase la ProTV, și asta pentru că am respectat foarte mult și cumva mi s-a întors și m-au ajutat foarte mult. Am învățat enorm de la ei și acolo a fost locul în care am început să am încredere în mine și în care am început să se clădească lucrurile încet, încet. Practic, acolo am învățat ce înseamnă să fii responsabil, pentru că aveam câteva pagini în revistă pe care eu le semnam, eu organizam ședințe foto, puneam totul cap la cap. La vremea respectivă mi se părea foarte mult. Și dacă nu eram gata cu materialul, practic paginile plecau goale în tipar, ceea ce nu era normal. Și a fost o perioadă în care am muncit enorm. Stăteam și până la ora 2-3 noaptea și deadline-urile erau... Se întindeau foarte mult, munceam și în weekend-uri, plecam și la mare, plecam dimineața și mă întorceam seara, noaptea, și făceam ședința foto. Eu conduceam, eu făceam shooting-ul, eu mă întorceam, a doua zi mă duceam la birou și a fost o perioadă incredibilă în care am învățat foarte mult, datorită faptului că am muncit mult, dar și că am avut niște oameni minunați în jurul meu care au avut dorința să mă învețe. Cred că secretul este să-ți placă ceea ce faci, să nu le tratezi superficial și să muncești mult. În televiziune am învățat că nu există zile de sărbătoare, nu există ziua ta, nu există momentul în care te simți rău sau ai pierdut pe cineva. Eu cumva am trecut prin toate lucrurile astea. Am făcut emisiuni și după ce tatăl meu a murit la câteva zile, mi-era foarte rău, au fost zile de Paște, Crăciun. Practic nu contează. Când ești la televizor, oamenii deschid televizorul să vadă un prezentator care este zâmbitor și nu care are probleme.
Și eu la rândul meu când deschid televizorul vreau ca omul pe care îl văd la televizor să fie destins, pentru că asta este rolul lui acolo, să mă facă să mă simt bine. Și ăsta e un lucru pe care l-am învățat de la început. Sunt multe cărți care te inspiră și care te ajută să evoluezi, de la cărțile de la romanele simple până la cărțile motivaționale. Cred că fiecare lucru pe care îl înveți în viață, chit că e dintr-o carte, chit că este dintr-o discuție cu cineva sau o întâlnire pur și simplu, poate să-ți producă un declic. Și de la declicul respectiv să înțelegi foarte multe lucruri și să îți dorești să înveți și să îți dorești să faci ceva. Și cu cât cunoști mai multe lucruri și cu cât stai de vorbă cu mai mulți oameni și experimentezi mai multe lucruri, ți-e ușor și îți dorești să faci, să înveți mai multe. Se pare foarte important e să fii autentic. Și mai ales ca persoană publică, în momentul în care m-a întrebat cineva la un moment dat cât de diferit ești în realitate față de cum ești la televizor. Și i-am spus că diferența nu este atât de mare. Poate că la televizor nu apare... Uneori lumea îmi spune că sunt o persoană rece la televizor, ceea ce e complet adevărat. Și asta o spun primii oameni după cum ce mă cunosc după primele 5 minute. Cred că în momentul în care diferența dintre imaginea pe care tu o arăți și cea care... și realitatea... Cred că în momentul în care intervine o diferență foarte mare între ceea ce arăți și ceea ce ești, nu ai cum să minți poporul, ca să spun așa, foarte mult, pentru că n-ai cum să te abții să fii autentic. Și lucrul ăsta se vede imediat și falsitatea transpare imediat și nu poți să rezici. Gândește-te că eu sunt în domeniul ăsta de aproape 15 ani. În 15 ani probabil că s-ar fi văzut. Cred că cel mai important lucru în viață, în orice meserie, este să fii autentic și să fii natural și să încerci să nu pretinzi că ești altceva decât ești.